Adevărul este că acest protest sau semnalul fermierilor către guvernare a început încă înainte de anul nou. Atunci când s-a încercat ca să existe o comunicare între fermieri sau reprezentanții fermierilor și cu partidul sau cu guvernarea. Adevărul că ei nu au fost auziți și știți cum capicătura chinezească s-a lăsat până în ultimul moment când s-a ajuns într-o situație fără precedent în Republica Moldova și acum chiar trebuie să lăsăm într-o parte declarațiile populiste sau declarațiile politice, dar într-adevăr să ne axăm pe o problemă destul de sensibilă pentru Republica Moldova. Pentru că cel mai important lucru care poate să se întâmple ca consecință este că fermierii din Republica Moldova pot să intre în faliment și asta poate să influențeze la securitatea alimentară a țării pe termen mediu. Pentru că astăzi majoritatea din fermieri sunt îndatorați, majoritatea din ei au stocuri de producție și în o săptămână, maximum două, probabil în 10 zile deja în sudul Moldovei, o să înceapă campania de recoltare. Și astăzi deja prețurile pentru producția care va fi recoltată este mult mai jos decât prețul sau costul de producție. Și aici ei bat alarma pentru că, pe de o parte, subvențiile care au fost promise conform legii din anul 2022 nu au fost achitate, alte ridicări legate de partea logistică nu au fost rezolvate, ce ține de partea de compensare și până la urmă au dreptul, pentru că astăzi fermierii din Republica Moldova se află așa izolați de alți fermieri care sunt în Uniunea Europeană. Noi înțelegem că nu suntem membri a Uniunii Europene, dar fermierii din regiune au primit compensații, au subvenții directe la hectar, toate mijloacele de producție sau inputurile sunt cu mult mai ieftine și asta creează pentru producătorii din Republica Moldova o competitivitate neloială. Ceea ce înseamnă că ei nu sunt competitivi, vor fi blocați și sigur că acum guvernul trebuie să găsească soluții ca să fie ajutat și soluții rapide. Și noi, ca un partid responsabil, chiar fiind în afara guvernării, din nenumărate ori am propus ca să venim cu anumite soluții și suntem gata chiar și să contribuim să ne așezăm cu guvernarea la masă și să ajutăm sectorul agricol din Republica Moldova să depășească această criză.